Unul dintre cele mai evidente dezavantaje este obezitatea. Dacă alegem să mâncăm în oraș, fast food-urile par a fi cea mai ieftină și la îndemână opțiune. Din păcate, însă, nu și cea mai sănătoasă. Aceste meniuri conțin o doză mare de grăsimi saturate, de glucide și de sare și cresc factorul de risc cardiovascular. Oriunde ne uităm, putem da cu ochii de un fast food sau de vreun chioșc cu mâncare. Iar dacă nu îl vedem, cu siguranță știm unul aproape de casă sau de birou. Deși considerăm că facem economie de timp și de bani, de fapt ne distrugem sănătatea. În ultima vreme, parcă suntem din ce în ce mai sufocați de fast food-uri. Sunt peste tot, în hipermarketuri, în centre comerciale, pe stradă, chiar și în benzinării. Suntem de asemenea îndemnați să mâncăm cât mai des la fast food. În special, copiii sunt cei mai afectați. Unele studii au arătat că aceste meniuri pot reduce nivelul de energie și capacitatea de concentrare pentru perioade lungi de timp. Păi acele sosuri, acele paste pe care, sincer, eu n-am mâncat niciodată, nu știu cum sunt, doar ce văd pe la televizor și aud. Văd că se pun tot felul de sosuri, tot felul de maioneze, peste o bucată de pâine. Păi acolo e o bombă calorică. Unui copil mai mult de, așa, un copilaj din acesta, până în clasa 7-a, 8-a, nu-i trebuie mai mult de maxim 1000 de calorii pe zi. Păi voi știți cât, dacă stai să calculezi, știi câte peste 2000-3000 de calorii numai la o singură masă poți să fie într-un fast food. Adică sosurile acelea au foarte mult zahăr, au foarte multe sare, au foarte multă sare, care, bineînțeles, afectează organismul. De exemplu, un studiu realizat în Marea Britanie a descoperit că acei copii care au mâncat alimente prelucrate, prea grase sau zaharoase, au avut un IQ semnificativ mai mic. Indiferent de aspectele culturale și educaționale, familiile de origine și durata alăptării, dezvoltarea creierului este mult mai rapidă în primii ani de viață, astfel încât hrănirea incorrectă a dus la efecte negative chiar și asupra creierului pentru o lungă perioadă de timp.